ziua și bun găsit la retrospectiva celor mai importante știri ale acestei săptămâni. Forțe impresionante s-au mobilizat în acest final de săptămână la Bisoca pentru a căuta o fetiță dispărută în pădure. Sute de polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari au scotocit pădurile din zona alături de părinții și rudele fetei de aproape 9 ani. Abia după o noapte de căutări, copila a fost găsită într-o poieniță la mare distanță de casă. Aceasta a fost identificată din elicopterul Inspectoratului General de Aviație de către copilot, după semnalmentele transmise de familie. Desfășurare impresionantă de forțe în acest final de săptămână în zona de nord a județului în căutarea unei fetițe de aproape 9 ani din Bisoca, dispărută vineri seară. Fetița a fost căutată de 130 de polițiști, 50 de jandarmi și circa 20 de pompieri, dar și de peste 30 de voluntari, localnici, paznici de vânătoare, care au scotocit pădurile din zonă alături de părinți și rude. De asemenea, s-a solicitat prezența unui elicopter care a survolat zona. Pe lângă câinii de urmă au fost folosite inclusiv o dronă și camerele de termoviziune ale pompierilor și jandarmilor, dar fetița era de negăsit. Nicoleta Ploscaru, în vârstă de 8 ani și 10 luni, din satul Recea, comuna Bisoca, fusese văzută pentru ultima dată vineri, în jurul orei 17 de bunica ei. Fata ar fi plecat de acasă către tatăl ei, aflat la coasă pe un deal situat la circa 200 de metri de casă. Bărbatul le-a spus polițiștilor că a trimis-o pe fiica sa înapoi acasă. Nu a mai intrat însă în curte, ci ar fi pornit spre bunicul ei, care cosea la o distanță de 500 de metri de locuință. Bunica ar fi zărit-o și a întrebat-o unde merge, iar fetița i-ar fi răspuns că se duce către bunicul ei. Din acel moment, nimeni nu mai știa nimic de copila de 8 ani. Familia s-a îngrijorat când a observat că fata nu a ajuns în locul care a spus că va pleca și au alarmat autoritățile. De atunci, fetița a fost căutată de peste 200 de oameni care au reușit să o și găsească într-o poieniță din Bisoca, la mare distanță de casă. A fost identificată din elicopterul Inspectoratului General de Aviație de către copilot, cu ajutorul unui polițist de la Serviciul de Investigații Criminale, după semnalmentele transmise de familie. Copila era teafără și nu prezenta urme de violență pe corp, fiind speriată. Ea și-a petrecut noaptea rătăcind prin pădurile din zonă. Copila a fost predată unui echipaj de ambulanță pentru investigații sumare, apoi a fost încredințată familiei. Corturile amenajate în centrul orașului pentru strângerea de semnături de susținere a candidaților la președinția României au fost vandalizate și inscripționate cu expresii obscene în noaptea de sâmbătă spre duminică. Nici banerele cu imaginea candidaților nu au scăpat nemăzgălite, chiar dacă acestea erau amplasate la o înălțime de peste 3 metri. Poliția a deschis o anchetă și încearcă să descopere autorii. Corturile amenajate în piața Dacia pentru strângerea semnăturilor de susținere a candidaturilor Viorica Dăncilă de la PSD, a lui Klaus Iohannis de la PNL și a lui Mircea Diaconu de la Pro-România ALDE au fost vandalizate și inscripționate cu expresii obscene noaptea de sâmbătă spre duminică. De un tratament similar a avut parte și o prismă conținând imaginea și mesajul electoral al candidatului social-democrat, amplasată tot în piața Dacia. Organizația județeană a PSD Buzău a remis duminică un comunicat prin care condamnă incidentul. Organizația PSD Buzău condamnă incidentul petrecut în zona pieței Dacia din municipiul Buzău. Mai exact, cortul amenajat pentru strângerea de semnături, pentru susținerea candidatului PSD la alegerile prezidențiale, dar și o prismă aparținând unei cunoscute agenții de publicitate, care prezenta imagini ale aceluiași candidat, au fost vandalizate și au fost inscripționate expresii licențioase cu vopsea galbenă. Vom depune plângere penală la poliția municipiului Buzău și vom solicita poliției locale
imaginile de pe camerele de supraveghere pentru prinderea și sancționarea făptuitorului. Este revoltător faptul că anumiți competitori politici se pretează la acte de vandalism, violență și ură și cerem să se ia măsuri urgente în acest caz. În mod legitim ne punem întrebarea cum a fost posibil să fie vandalizate corturile candidaților PSD, PNL și Pro-România, iar cortul candidatului USR Plus aflat în aceeași locație, în imediată vecinătate, să rămână intact. În final, lansăm un apel către colegii din celelalte partide pentru respectarea tuturor competitorilor politici, așa cum procedăm și noi. Asemenea derapaje nu trebuie să mai aibă loc. Se arată în comunicatul de presă al Organizației Județene a Partidului Social Democrat. La rândul lor, liberalii buzoieni condamnă incidentul și spun că așteaptă demersurile organelor competente. Un demers dezamăgitor de a condamna o întreagă clasă politică. Mai mult decât vandalismul în sine, acest act vorbește despre un nivel scăzut de creativitate și inteligență, lucru cu atât mai trist. PNL nu încurajează astfel de comportamente și nici răspunsuri pe măsură. Lăsăm organele competente să găsească făptașul și să ia măsuri. Continuăm să ne facem treaba, să organizăm perioada care va veni și ne îndreptăm atenția și energia spre lucruri care contează și care fac diferența. Se arată într-un comunicat de presă al Organizației Județene a Partidului Național Liberal și filiala buzoiană a USR a transmis un comunicat după incidentul din weekend. Filiala USR Buzău condamnă vehement practicile denigratoare folosite în campania electorală de către PSD Buzău, care fără nicio dovadă aduce acuzații precum că USR ar fi vandalizat corturile. Mai mult, afișul electoral cu Dan Barna a fost vandalizat, acesta fiind amplasat la o înălțime considerabilă. În ceea ce privește cortul de campanie al USR Buzău, care a scăpat nevandalizat, se datorează poziționării acestuia într-un loc mai puțin vizibil. Facem apel la autoritățile locale să investigheze imaginile de pe camerele video amplasate în zonă. A încurcat drumul și a intrat pe contrasens în rondul de pe Unirii Nord. Este pățania unui șofer în vârstă din Bacău, care a reușit să dea peste cap tot traficul în zonă pentru câteva minute. După câteva manevre și cu ajutorul indicațiilor primite de la ceilalți șoferi aflați în sensul giratoriu, omul a reușit să întoarcă și să revină pe sensul corect. Traficul în zona rondului cu avion de pe Bulevardul Unirii a fost dat peste cap timp de câteva minute din cauza unui șofer neatent. Omul, aflat la volanul unei mașini cu numere de Bacău, a încurcat probabil drumul și a intrat pe contrasens în giratoriu. După ce a realizat că a greșit și după ce a oprit toate mașinile din rond, șoferul, un bărbat în vârstă, a reușit prin câteva manevre să iasă din ambuteiajul pe care l-a creat. Ajutat de indicațiile celorlalți participanți la trafic, revenit pe banda corectă și a continuat drumul. Un incident similar s-a petrecut în vară, tot în zona centrelor comerciale din nordul orașului. Un bărbat a fost filmat în timp ce conducea pe celălalt sens de mers, deși în zonă există separatoare de sens, pe care însă șoferul nici măcar nu le-a văzut. Acesta a încercat să se strecoare printre mașinile care circulau regulamentar. A mers câțiva metri printre mașini, încercând să le ocolească, apoi a intrat pe sensul normal de mers. Surprins de direcția de deplasare, un martor a filmat întreaga scenă. Atunci, polițiștii de la rutieră s-au sesizat din oficiu. Șoferul autoturismului a fost identificat în persoana unui bărbat în vârstă de 76 de ani. El le-a spus polițiștilor că s-a dezorientat din cauza căldurii și a oboselii și astfel a ajuns pe contrasens. Scuzele nu l-au scăpat de amendă și de suspendarea permisului. Situația traficului de pe viaductul Giurca de lângă Siriu a revenit în atenția autorităților județene. Într-o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență organizată marți de prefectură, s-a insistat pe respectarea restricțiilor de tonaj impuse în zonă. Situația viaductului Giurca de pe drumul național 10, zona Siriu, a cărui structură a fost vizibil afectată, a fost discutată de reprezentanții autorităților în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Angajații de la drumuri naționale au luat măsuri de îngustare a sectoarelor periculoase și de dirijarea circulației pe porțiuni sigure. Totodată, până acum s-au realizat lucrări de conservare a viaductului. Măsurile de îngustare și de dirijarea traficului foarte bine dirijat pe secțiuni sigure
și totodată am exercitat niște lucrări de conservare, nu de rezistență. Datorită faptului că îndrăgătoată placa este carbonatată, cu armătură degradată. Hotărârea de a îngusta drumul a fost luată pentru a nu mai permite autovehiculelor de mare tonaj, care oricum aveau interdicție, să circule pe viaduct. Conducerea prefecturii a aflat că restricția de tonaj pentru vehiculele mai mari de 3,5 tone este adesea încălcată. Ce am constatat? Că oamenii sunt la jos, că micobuzul de transport persoane, dau oamenii jos, trece micobuzul care 3,5 tone, după care trece și oameni. Pe 2 septembrie, anul curent, a fost semnat contractul pentru lucrările de proiectare și execuție cu asociere de firme. Conform contractului, în valoare de 6,27 milioane de lei, asocierea are la dispoziție 75 de zile pentru elaborarea proiectului, obținerea vizelor necesare și a autorizației de construcție, iar reparația viaductului ar urma să dureze 12 luni. Consiliul Județean a fost convocat într-o ședință extraordinară pentru a aproba suplimentarea fondurilor necesare modernizării unității de primiri urgențe a Spitalului Județean. Este vorba despre o sumă de 200.000 de lei necesare derulării în bune condiții a proiectului. Consiliul Județean a majorat sumele alocate proiectului de modernizare a unității de primiri urgențe. Decizia a fost luată prin votul majorității consilierilor județeni în ședința extraordinară de marți dimineață. Suplimentarea fondurilor, ce constituie contribuția proprie a județului la realizarea proiectului, se ridică la 200.000 de lei. În urma proiectului pe care noi l-am depus la ADR și, bineînțeles, la Ministerul Fondurilor Europene, am primit din partea Uniunii Europene 1.500.000 de euro, iar restul, până la aproximativ 3 milioane de euro, din bani proprii ai Consiliului Județean. S-au făcut evaluări, s-au constatat că mai trebuiesc anumiți bani pentru lucrările care se vor face acolo. Nu este vorba de o sumă foarte, foarte mare, este vorba de aproximativ 200.000 de lei, deci 2 miliarde bani vechi, și ca să evităm orice disfuncție în derularea acestor lucrări, am făcut această ședință extraordinară. Președintele Consiliului Județean a explicat de unde au apărut diferențele față de sumele estimate și alocate inițial. Între timp s-au schimbat anumite reguli, care să le spunem așa, jocul. A fost celebra ordonanță prin care s-au modificat salariile la cei care lucrează în construcție, este vorba de material de construcție și așa mai departe. Și pentru ca să nu mai avem absolut niciun fel de problemă, pentru că deja suntem în faza în care caietul de sarcini a fost elaborat și practic nu mai trebuie să facem decât licitația, care cred eu se va termina într-o perioadă destul de scurtă, aproximativ 2-3 luni, și apoi vor începe efectiv lucrările. Deci, așa cum spuneam, a trebuit să suplimentăm suma inițială pe care noi am aprobat-o în Consiliul Județean cu acea sumă de aproximativ 200.000 de lei. Unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Buzău va fi extinsă și modernizată în perioada următoare, printr-un proiect cu finanțare europeană și din fonduri proprii ale județului. Practic, extinderea va consta în construirea unei noi clădiri în curtea spitalului. Prin același proiect, secția va fi complet dotată și utilată cu aparatură modernă. Un fenomen îngrijorător a fost observat de polițiștii buzoieni după ce serviciul rutier a fost dotat cu aparate pentru depistarea drogurilor. În aproape 2 luni de când dispozitivele au început să fie folosite, 6 șoferi au fost depistați, conducând sub influența unor substanțe interzise.
De mai bine de 2 luni, poliția rutieră are posibilitatea să-i descopere pe loc nu doar pe șoferii băuți, ci și pe cei aflați sub influența drogurilor. Un aparat care indică exact ce substanțe a consumat cel supus testării a intrat în dotarea polițiștilor rutieri în urmă cu aproximativ 2 luni, iar rezultatele sunt îngrijorătoare. Până în acest moment, 6 persoane au fost descoperite conducând sub influența drogurilor. Am primit și noi 2 dispozitive, de fapt, drug testuri, și testăm conducători auto, mai ales în anumite zile. Sunt 6 conducători auto care au fost, dacă mi-aduc aminte bine, care au fost depistați conducând sub influența substanțelor interzise, la Râmnicu Sărat și pe raza județului și pe raza municipiului Buzău am avut un asemenea, da? Noi sunt teste de salivă, acele teste, bineînțeles, după aceea mergem cu conducătorul auto la unitatea de spital și recoltăm atât probe de sânge cât și probe de urină. Acțiunile pentru depistarea șoferilor aflați sub influența substanțelor interzise au loc în special în weekenduri pe timpul nopții. Nu toți cei opriți pentru control sunt testați, ci doar cei care au un comportament suspect. Când vezi un conducător auto care are un anumit comportament și îl testezi cu alcool testul și vezi că nu are, e zero rezultatul, atunci îl testăm și cu drug testul și e posibil să găsim sau mai sunt informații. Dispozitivele detectează cu precizie 8 substanțe interzise, inclusiv droguri puternice. La testările realizate în trafic de polițiștii buzoieni, până acum au fost identificate 4 dintre acestea. Veste neașteptat de bună venită de la guvern Buzăului, au fost repartizați 43 de milioane de euro care vor fi investiți în școli și grădinițe, dar și în drumuri. Cu acești bani vor fi finanțate lucrări de reparații la toate unitățile de învățământ preșcolar, școlar și liceal din Buzău. Pe lângă municipiu vor beneficia de diverse sume alt 8 unități administrativ-teritoriale din județ. Municipiul Buzău a dat o nouă lovitură în ceea ce privește investițiile finanțate din fonduri guvernamentale. După nici o săptămână de la aprobarea de către guvern a înființării la Buzău a Băncii Naționale de Gene pentru legumicultură, floricultură, plante aromatice și medicinale, marți a fost emis ordinul președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză privind proiectele aprobate pentru finanțare din Fondul de Dezvoltare și Investiții, prin care municipiului se alocă suma de peste 70 de milioane, adică aproape 15 milioane de euro pentru lucrări de reparații la toate unitățile de învățământ preșcolar, școlar și liceal din Buzău. Pe lângă municipiul Buzău vor beneficia de diverse sume alte 8 unități administrativ-teritoriale din județ, suma totală alocată Buzăului ridicându-se la peste 43 de milioane de euro. După banca de gene, guvernul va investi masiv în educația și infrastructura buzoiană, cei 2 piloni care vor asigura dezvoltarea durabilă a județului nostru. Concret, vorbim de proiecte pentru școli și drumuri nou finanțate prin Fondul de Dezvoltare și Investiții. Astfel, toate școlile din municipiul Buzău vor fi reabilitate și modernizate în cadrul unui proiect gigant de peste 70 de milioane de lei. Copiii noștri merită să învețe în săli de clasă noi, iar profesorii buzoieni să aibă parte de respect și de condiții decente. Vom folosi acești 45 de milioane de euro ca să avem toate școlile modernizate în municipiul Buzău, dar și șosele noi în județ, a transmis președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu. Aproape 135 de milioane de lei din suma care va ajunge la Buzău vor fi folosite pentru asfaltarea drumurilor din mai multe localități ale județului. Restul banilor, adică aproape 135 de milioane de lei, vor fi folosiți pentru asfaltarea drumurilor din următoarele localități: Râmnicu Sărat 17,5 milioane, Zărnești 64,6 milioane, Glodeanu Siliștea 13,5 milioane, Beceni 9,5 milioane, Murgești 8,6 milioane, Pietroasele 7,6 milioane, Berca 7,1 și Pănătău 5,7 milioane, se arată în informarea transmisă de deputatul Marcel Ciolacu. Totodată, guvernul a alocat banii necesari reparării celor 3 poduri din municipiul Buzău. Este vorba de cel rutier de la Marghiloman și cele 2 de la Metalurgica.
Guvernul a aprobat printr-o hotărâre înființarea Sistemului Informatic Național pentru Adopție. Proiectul vine în sprijinul celor care vor să adopte copii și are ca obiectiv general realizarea unui sistem informatic care să continue procesul de simplificare a procedurii de adopție, știută fiind complexitatea acesteia, care de multe ori descurajează. Dovadă este și numărul relativ redus de adopții finalizate la nivelul județului Buzău pe parcursul unui an. Sistemul informatic va asigura în timp real accesul potențialilor adoptatori la informații actualizate cu privire la reglementările, procedurile și etapele necesare pentru adopția unui copil și va oferi posibilitatea comunicării online cu instituțiile din domeniul protecției copilului și adopției. Astfel, se încearcă simplificarea procedurii de adopții, cunoscută ca fiind una complexă și de durată. Modificări la legea adopției au fost făcute în anul 2016 și au fost gândite la acea vreme să simplifice procedurile și să reducă timpul de așteptare. Schimbări s-au mai făcut în acești 3 ani, iar numărul copiilor adoptați a crescut. În cursul anului trecut au fost eliberate 41 de atestate de familie adoptatoare, iar anul acesta, până în acest moment, un număr de 35, mai avem familii în evaluare, deschideri de procedură de adopție internă, ceea ce înseamnă că anul trecut au devenit adoptabili un număr de 22 de copii, iar anul acesta deja avem un număr de 26 de copii care pot fi adoptați. Anul trecut au fost încredințați în vederea adopției 13 copii, anul acesta, până la acest moment, 8 copii. Iar anul trecut au fost finalizate cu sentință definitivă de încuvințare a adopției număr de 30, iar anul acesta 14. Procedura de adopție a unui copil este una anevoioasă. În continuare este nevoie de declarațiile rudelor de până la gradul 4 ale copiilor, iar această etapă depinde de cât de numeroasă este familia extinsă, pentru că legea prevede identificarea a cât mai multe rude și întrebate dacă doresc să ia copilul spre creștere și îngrijire. Pe de altă parte, chiar dacă sunt părinți adoptivi ce îndeplinesc toate condițiile, pot interveni probleme atunci când se caută un copil pentru a fi adoptat. În continuare există reticențe atunci când vine vorba de etnie, de starea de sănătate sau de istoricul familiei. Majoritatea caracteristicilor copiilor greu adoptabili nu se regăsesc în preferințele familiilor adoptatoare atunci când își proiectează acel copil pe care doresc să-l adopte. Și aici putem vorbi de reticența foarte multe persoane de a adopta copiii de o anumită etnie, sau cu o anumită stare de sănătate sau cu un anumit istoric al copilului legat de familia extinsă, gen mame care practică prostituția sau boli psihice ale părinților sau a celorlalți membri din familie. Copiii greu adoptabili sunt copiii care, spuneam, timp de 9 luni de zile, pentru care timp de 9 luni de zile nu s-a identificat o familie adoptatoare, iar în această categorie sunt copii de toate vârstele. De asemenea, părinții evită să adopte copii de vârste mai mari, respectiv de la 8 până la 14 ani. Însă aici intervin specialiștii Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului, care prezintă povestea copiilor și de multe ori acestea reușesc să schimbe decizia inițială a familiei adoptatoare. O nouă ediție a Târgului Toamna Buzoiană și-a deschis porțile în prezența ministrului Agriculturii, Petre Daia. Producătorii și meșteșugarii locali și-au extins roadele muncii lor. Timp de 5 zile, buzoienii sunt așteptați la Drăgaică, acolo unde se desfășoară târgul, să-și facă aprovizionarea pentru iarnă cu legume, fructe sau băuturi de calitate, dar și să se bucure de programul artistic pregătit de organizatori. Miercuri după amiază s-a deschis oficial ediția de anul acesta a tradiționalului târg Toamna Buzoiană, eveniment la care participă zeci de producători de legume și fructe sau preparate culinare, alături de meșteri populari. La deschiderea târgului a participat, alături de reprezentanți ai autorităților locale și județene, ministrul Agriculturii, Petre Daia. Oficialul guvernamental a trecut pe la majoritatea standurilor, unde a stat de vorbă cu producătorii și chiar a cumpărat câte ceva. Să știți că tot el, usturoiul, tot el de la el a plecat. Bravo! Să mergem înainte.
avem un producător aici. Angajat al direcției, angajat al direcției agricole. Pensie. Bravo, domn. Da, și. Da, să domnește. Ce să tot facem agricultură în continuare. Suica e a mea, ta? Da. E am garanție. Nu, vreau să o cumpăr. Vreau să o cumpărați? Da. Văd că e 15 lei. Da, 15 lei. Ia-mă ta aici. Suică de prună. Bine, vă mulțumesc. Doamne ajută. Ministrul Petre Daia s-a arătat încântat de ceea ce a găsit la toamna buzoiană și a arătat că tradiția legumicola județului Buzău îi este foarte cunoscută. E sentimentul implicării aici. Nu e vorba de impresie aici, e vorba de ce simți în momentul în care intri în această zonă și este sentimentul acesta al implicării într-un domeniu extrem de important pe care îl are țara și anume legumicultura țării românești, pentru că în Buzău a fost înființată pentru prima dată în România stațiune de cercetare legumicolă de la Buzău. Încântați de deschiderea târgului au fost și fermierii, care au astfel posibilitatea să-și prezinte și să-și vândă produsele, dar și primii clienți care au avut de unde să aleagă. Acum depinde și ce caută fiecare acum. Da, sunt. Găsim câte ceva. Se poate și distra lumea, așa că n-am venit degeaba. E târgul nostru al buzoienilor. Ispite culinare sunt la tot pasul, vizitatorii fiind înbiați să guste din preparatele tradiționale cu care au venit expozanții. Mici de casă, salam casa râmniceană, lebăr, cârnați cruduscați, tobă de casă, cârnați proaspeți. Organizatorii s-au gândit și la distracția celor care timp de 5 zile vor intra pe porțile expoziției Toamna Buzoiană. Artiști locali și interpreți de folclor, cunoscuți la nivel național, vor urca pe scena amplasată în târg și vor asigura buna dispoziție a vizitatorilor. Până pe 22 septembrie, buzoienii sunt așteptați la târgul din Drăgaică, unde pot cumpăra de la standurile producătorilor locali, iar de la ora 17 pot lua parte la recitalurile susținute de artiști. Devenită certitudine după ce guvernul a aprobat înființarea acesteia la Buzău, Banca Națională de Gene pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale are de săptămâna aceasta și o organigramă. Ministrul Agriculturii a venit pentru a-l numi la conducerea noii instituții pe cercetătorul Costel Vânătoru. Prezent la Buzău, unde a participat la deschiderea târgului Toamna Buzoiană, ministrul Agriculturii, Petre Daia, a anunțat că a fost aprobată structura organizatorică a Băncii Naționale de Gene pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale. Ministrul a vizitat spațiul din Crâng, unde va funcționa Banca de Gene și l-a numit la conducerea acesteia pe cercetătorul Costel Vânătoru. Înainte de a ajunge aici, am fost la locul unde am înființat Banca de Gene din Buzău. Am fost astăzi acolo, cum spuneam, pentru a îmâna domnului director Vânătoru ordinul de numire pe care este de astăzi directorul acestei instituții publice, subordonată Ministerului Agriculturii. Inginerul Costel Vânătoru, până ieri cercetător al stațiunii legumicole, va trebui să se despartă de locul unde a lucrat mai bine de 30 de ani. Lucrurile sunt puțin complicate. 34 de ani am lucrat în cercetare și numai la această unitate de cercetare la stațiunea legumicole. Aș putea spune că un ochi plânge și unul râde. Un ochi plânge pentru că nu știu cum pot să mă despart de cercetare, de stațiune, sau dacă voi fi nevoit să mă despart, deși nu doresc acest lucru, pentru că actul normativ prevede să faci și cercetare, să poți să lucrezi și la Banca de Gene. Practic, directorul băncii trebuie să aibă baza la Banca de Gene, dar poate să lucreze și în cercetare și mi-aș dori acest lucru să fiu alături în continuare de colegii mei, să duc mai departe cercetările pe care le-am început. Nu m-am gândit niciodată că voi fi propus pentru această misiune, să-i spun așa, să conduc o bancă de gene. Eu am militat pentru a face acest lucru, pentru că
Buzău merita acest lucru. Proiectul privind această bancă datează din anul 2017 și constă în înființarea la Buzău a unui centru în care să fie stocate toate soiurile de legume, plante medicinale și aromatice, atât din țară cât și din străinătate. Noua unitate va fi subordonată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și va funcționa sub coordonarea specialiștilor de la stațiunea de cercetare legumicolă Buzău. Investiția se ridică la 6 milioane de euro. Ample percheziții au avut loc în Buzău pentru destructurarea unei grupări specializate în trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani. 6 indivizi sunt acuzați că au obligat cel puțin 11 tinere să-și vândă trupurile în Spania și în Elveția, obținând de pe urma acestora aproape 1 milion de euro. Procurorii DIICOT Buzău și polițiștii au descins la 9 adrese din municipiul Buzău, Vadupaia și Tisău, la domiciliile suspecților. Din datele anchetatorilor, proxeneții au început să recruteze victimele încă din anul 2010. Ademeneau fete din familii cu posibilități materiale reduse. Le promiteau că le vor lua de soții și vor avea un viitor frumos împreună. În unele cazuri erau încheiate căsătorii formale, scopul fiind însă cu totul altul. Fetele erau trimise peste granițe, în Spania și Elveția. Aici, membrii grupării aveau stabilite anumite cluburi în care, în cele din urmă, sub presiune și agresiune fizică, tinerele erau obligate să se prostitueze. Banii obținuți erau însușiți de proxeneți. Aceștia din urmă au strâns în ultimii ani aproximativ 944.000 de euro. Cu banii, membrii grupului au cumpărat imobile ori autoturisme de lux. Bunurile erau achiziționate pe numele suspecților ori pe numele altor persoane și revândute ulterior, astfel încât să fie ascunsă proveniența banilor. În această afacere, proxeneții erau ajutați de o tânără în vârstă de 31 de ani, care, pe lângă faptul că s-ar fi prostituat, ar fi avut și rolul de a transfera banii obținuți de celelalte fete în conturile deținute de aceasta la mai multe bănci, atât din Elveția cât și din România. Anchetatorii din Buzău au organizat 9 percheziții. Au ridicat telefoane mobile, înscrisuri, bani, bijuterii și un pistol deținut ilegal. Polițiștii au pus în aplicare 6 mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul DIICOT Buzău pentru audieri. Cei doi capi ai rețelei de proxeneți, doi frați, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Alți 4 membri ai grupării infracționale au primit controlul judiciar. Cercetările în acest caz sunt continuate de polițiști și procurori. Alimentele primite de elevi la școală sunt de calitate îndoielnică, este plângerea venită din partea multor părinți, dar și a unor cadre didactice. Aceștia se plâng că merele ajunse pe băncile școlarilor sunt din Polonia, culese în urmă cu un an. Totodată, cornul și laptele nu au de multe ori nici data expirării trecută pe ambalaj. De aceea, de cele mai multe ori, alimentele sfârșesc aruncate la coșul de gunoi. În unele școli, directorii au început să refuze gustările. Programul care vizează distribuția de alimente elevilor pare să nu fie unul deloc serios, care să protejeze sănătatea copiilor. Dacă pe parcursul anului școlar trecut elevii nu au beneficiat nici măcar o zi de produsele din cadrul programului guvernamental, anul acesta primesc alimente care de cele mai multe ori ajung la gunoi. Părinții se tem să-și lase copiii să le consume. Revolta acestora este legată, pe de o parte, de faptul că merele sunt aduse tocmai din Polonia. Pe de altă parte, este vorba despre fructe recoltate în anul 2018. Autoritățile județene admit că nu e normal ca elevii să primească produse din import, însă legea nu obligă consiliile locale să încheie contract doar cu firme românești, ci cu cele care oferă prețul cel mai mic. Consiliul județean nu este decât depozitarul acestor licitații. Nu s-a pus o condiție expresă de către legiuitor ca merele să fie din Polonia, Macedonia, România și așa mai departe. Firesc ar fi fost, cred eu, să fie mere din România, dar din nefericire, probabil producătorii de mere din România nu au îndeplinit standardele necesare ca merele să ajungă pe masa copiilor. Deci, încă o dată, nu Consiliul Județean, am văzut tot felul de comentarii, aduce mere, lapte și coarte. Este o condiție expresă undeva ca merele să fie, bine ar fi să mâncăm mere din România, să mâncăm roșii din România, să mâncăm, eu știu, legume din România, doar din România. Dar trăim într-o perioadă în care globalizarea, spune cuvântul, trăim în Europa, asta este viața.
Eu cred că ar trebui făcut mai mult, mai multă publicitate. Fiecare dintre noi, dacă vreți să vorbim deschis, ar trebui să căutăm să cumpărăm doar produse fabricate în România. Dar din nefericire, chiar dacă supăr pe cineva, chiar și la anumiți producători care spun că legumele sunt din România, găsim broșii din Grecia. În același timp, au existat zile în șir în care în majoritatea unităților de învățământ din județ au fost distribuite cornuri și pahare cu lapte care nu aveau pe ambalaje nici data producerii, nici data expirării. Conducerea Consiliului Județean spune că a avut doar sarcina de a organiza licitațiile în timp util și spune că școlile și inspectorii de la OPC trebuie să ia atitudine în cazul în care constată că produsele sunt de calitate îndoielnică. Treaba noastră a fost să terminăm licitația, suntem printre puținile Consilii Județene din țară care am terminat licitația atât pe mere, lapte și corn. Este treaba celor care se ocupă și a celor de la APIA, ca să spun așa, dar nici măcar acolo, că ei doar fac controlul, celor care se ocupă, deci care au câștigat licitația, ca aceste produse să fie de calitate. Atât, adică să îndeplinească standardele necesare. În rest, că s-a dus din altă parte, nu este problema noastră, mă repet. Și nici nu am nicio posibilitate, eu sau altcineva, să putem să impunem acest lucru. În urma reclamațiilor venite din partea părinților, unii dintre directorii școlilor din municipiul Buzău au început să refuze produsele. Intervenție în forță a jandarmilor într-un cartier de la marginea Buzăului. Peste 20.000 de țigarete de contraband au fost confiscate, iar un bărbat a fost reținut fiind bănuit de contrabandă cu țigări netimbrate. Misiunea jandarmilor nu a fost deloc ușoară, deoarece suspectul a rupt-o la fugă la vederea oamenilor în uniformă. ...23.000 de țigarete de contraband au fost depistate de jandarmi pe raza municipiului Buzău. Pe timpul executării unei misiuni de patrulare, echipajul de intervenție al Inspectoratului de Jandarmi Buzău a observat cum două persoane au încărcat un bagaj voluminos într-un autoturism, după care au început deplasarea rapid către zona Similească. După ce aceștia au ajuns pe una dintre străzile din cartier, pasagerii au fugit lăsând autoturismul cu portierele deschise. Jandarmii au plecat în urmărirea lor, după aproximativ 2 minute reușind să prindă și să imobilizeze un bărbat în vârstă de 43 de ani. Cealaltă persoană refugiindu-se într-un imobil. În urma controlului, autoturismului abandonat, în portbagaj au fost descoperite peste 1000 de pachete de țigarete. În urma verificărilor desfășurate împreună cu Inspectoratul de Poliție Buzău, a fost stabilită și identitatea celei de-a doua persoane. Celor doi bărbați le-au fost întocmite actele de sesizare pentru infracțiunea de contrabandă, în urma deținerii și transportului celor 23.000 de țigarete, cercetările urmând a fi continuate de IPJ sub supravegherea procurorului. A mai murit o victimă a atacatorului de la Spitalul Săpoca. Astfel, numărul deceselor în urma atacului de la Spitalul de Neuropsihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca a crescut la 7. În aceste condiții, situația tânărului cercetat pentru omor deosebit de grav se complică dacă expertiza neuropsihiatrică va stabili că a avut discernământ în momentul atacului din două saloane ale unității medicale. Numărul victimelor atacatorului de la Spitalul de Neuropsihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca a ajuns la 7. Decesul ultimului pacient survine la aproape o lună de la incident. Ultimul deces fusese înregistrat pe 26 august, când o femeie de 79 de ani a murit la Spitalul Universitar București. Pacienta suferise o intervenție chirurgicală complexă. Pe toată perioada tratamentului, pacienta a fost în stare gravă, intubată, instabilă hemodinamic, ventilată mecanic. În noaptea de 17
14 spre 18 august la Spitalul de Psihiatrie Săpoca, un bărbat de 38 de ani a atacat mai mulți pacienți cu un stativ de perfuzii. Acesta era internat pentru tratarea etilismului cronic. El s-ar fi aflat în sevraj în timpul atacului. Trei pacienți au murit pe loc, iar o femeie de 38 de ani a decedat la scurt timp la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Buzău. Ulterior, alte trei victime au decedat în spitale din capitală. Pe 20 august, procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au anunțat că s-a extins urmărirea penală față de suspect Nicolae Lungu. Cercetat inițial pentru omor calificat, pentru tentativă la infracțiunea de omor calificat și pentru o infracțiune de distrugere. De asemenea, s-a dispus extinderea urmăririi penale in rem sub aspectul infracțiunilor de neglijență în serviciu și ucidere din culpă, fapte în legătură cu activitatea desfășurată de către funcționari din cadrul unității spitalicești. În prezent, inculpatul este internat în baza hotărârii Tribunalului Buzău la Spitalul de Neuropsihiatrie și Măsuri de Siguranță Săpoca, în vederea efectuării unei expertize neuropsihiatrice. Acesta se află sub tratament și sub pasa asigurată de unitatea medicală respectivă, fiind sub control permanent, singur într-o cameră izolată și securizată. Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii a ajuns la final. Eu sunt Maria Stroie, vă mulțumesc pentru atenție, un weekend cât mai liniștit să aveți. Pe curând!